Hai. Bă, sincer, pe bune, zici că desparți tot burgerul ăsta pe componente, știi? Ediția de iarnă a mărciului iHatePink este disponibilă acum doar pe iHatePink.ro. Crăciun fericit! Astăzi am fost la McDonald's, de unde am cumpărat toate noutățile. Noutăți pe care am plătit nici mai mult, nici mai puțin de... Cât? 121 de lei pentru 2 burgeri și niște cartofi și o apă și niște bacon. Mamă, știi ce a costat cel mai mult? Cana specială și foarte șmecheră, care este efectiv de colecție și ediție limitată. Am dat 45 de lei pe o cană, oameni buni. O să o deschidem un pic mai încolo, dar de la McDonald's am cumpărat așa. Am cumpărat un meniu Angus special, o apă minerală, un barbecue special, care e de porc, niște bacon jalapeno, care să vedem cum sunt, o plăcintă de afine și cana de colecție. Iar eu mă așteptam să aibă niște chestii speciale de sărbători, de Crăciun, da. Mă, ce Dumnezeu, a încercat să scape plăcinta! A încercat să scape, jur! Asta e cea mai mică plăcintă pe care am văzut-o în viața mea și cred că o să scoatem și noi asta de aici, acum o să reușim. Bă, sunt foarte, foarte nerăbdător să încerc burgerul de vită Angus, care mi se pare că e o vită de-aia mai șmecheră, mai bună. Mă scuzați că poșnesc atât de mult cât scot mâncarea de aici, dar... Oh, și sticla mea de apă. Bă, dacă e ceva ce îmi place la McDonald's e că te lasă să îți iei apă. Că dacă te duci la KFC, zice alegeți o travă, fratimiu, suc de ăsta de portocale, suc de ăsta de întuneric sau suc de ăsta care e tot de întuneric, dar dintr-un motiv sau altul este altfel decât celălalt suc cu întuneric care e cola. Da. Apăsați butonașul de like chiar acum pentru că aici mă pun în pericol pentru sănătatea voastră. Dacă una din chestiile astea este otrăvită și o mănânc și mor și voi știți să mâncați, dar sunt destul de sigur că nu o să fie otrăvită. E o Angus special de 215. Mamă, grame, eu te scrie aici așa ce conține. Foarte drăguț, foarte drăguț. Haideți să facem un pic de ordine aici și până fac eu ordine, dacă vă abonați, pentru că doar 1% dintre voi sunteți abonați, procentul e mai mare, o să vă dau 100.000 de euro, da. Și am luat și niște cartofiori de la Mac, care sunt un pic cam reci, dar clasici și buni. După episodul ăsta, mă duc afară să fac picioare. Să mănânc un cartof, mi-a alunecat pe gât, fără să-l mai mestec. Mă duc la sală să fac picioare, să sperăm că nu apuc chiar leșinul. Deci o să mănânc mult, vezi? Haideți să vedem noutățile. O să începem, nu cu desertul, cu unul din acești bărbe. Și vom începe cu barbecue special, care este cu carne de porc. Și care arată... Băi, e cam micuț așa, dar bă, nu arată rău. Ce e aici? Așa e... Om, asta e ceapă caramelizată. Acolo un pic în cutie, dar haideți să vă arăt cum arată burgerul. Îmi pare rău că este o idee cam întunecat. Este efectiv ora 3 și e întuneric afară, de zici că e ora 9, dacă ar fi vară sau ceva. De asta urăsc eu iarna, pentru că clipurile de mâncare trebuie filmate maxim până la ora 2, dar astăzi nu am avut timp. Haideți să vedem cum este acest burger. Bă, n-arată rău, da? De arătat n-arată rău. Hai să vedem. Miroase a murăturile de la Mac, să vedem ce gust are. E multă verdeață în el, adică ai crunchul ăla de verdeață, un pic spicy, de la un ardei de la iute, care probabil de jalapeno, nu? Bă, nu e rău ăsta. Ăsta este chiar bunuț. Am mâncat mec puișoare, mec... Nu știu, ăsta de porc parcă este altceva. Acum, singura chestie e că e o idee cam mic, iar eu am luat un întreg meniu, ceea ce m-a costat, anul meniu e de Angus și e 30 de lei. Iar acest... barbecue special este 21 de... Mă, ce? 21 de lei ăsta. Nu se poate, frate meleu. 21 de lei un burger de ăsta. Bă, da, e o idee cam scumpișor, oameni buni. Adică la mult real, îmi trebuie 3 de ăștia să mă satur. Asta ar fi 63 de lei. Sunt doar 215 grame. Da. Raport calitate-preț. Aș zice că dacă ar fi undeva pe la vreo 15 lei, poate ar fi mai acceptabil. Dar 21 de lei un burger de ăsta? Nu. Am dat pe mine. Bă, știi ce? Sunt sigur că nimeni la sală nu o să observe că am venit cu partea lui murtari. Pe total, acest burger de porc, bun dar cam scump. Chiar scump. Și am nevoie de niște apă. Iar apa minerală e actually foarte bună. Hai.
că mă nervezi, nu mai pune de alea pe sticlă. Eu vreau să scot ăla afară și să beau fără să-mi agațe de sticlă, să mă sărute pasional când încerc să beau apă. Bun. Haideți să dăm acest burger la o parte și să vă zic, acum 5 ani era să fiu omorât pe stradă de o mașină. Dar asta nu are legătură cu clipul de azi, de asemenea, aia era o glumă. Cred. Posibil să... Mamă, ce se întâmplă aici așa? Wow, 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 ok. Bă, sincer, nu prea-mi dau seama ce se întâmplă, dar are niște carne care bănuiesc eu că e de vită. O să vreau să vă arăt, pentru că nu arată atât de apetisant, din câte puteți vedea. Mă scuzați că râgâi ca un porc ordinar. Perfect. No, editor, nu e nevoie să taie aia. Sunt sigur că oamenii nu o să zică, mamă, ce măgar... Anyway, deci aici avem o mare felie de, mă gândesc eu că este ceva brânză, am desasamblat sandwich-ul ăsta, care e efectiv mai groasă decât carnea, da? Și are ceva burieni și ceva salată și nu știu ce, maioneză sau ceva acolo pe patty-ul de sus și, bă, sincer, pe bune, zici că desparți tot burgerul ăsta pe componente, știi? Nu știu ce să zic, cam miroase a rucola, iar mie personal rucola nu mă sparge, e așa, un pic picantă, dar e ciudată, da, e ok, dar cu toată brânza asta cred că nu o să mai simt gustul de vit, așa că hai să vedem. Mm-hmm. Se simt un pic de gust de vită, problema este că e foarte multă brânză aici, deci uitați-vă și voi mai bun câta brânza, iar asta în burger se simte, o să dăm brânza la o parte. Să vedem burgerul ăsta cum e, fără brânza aia. Să ne bucurăm și noi de carnea de vită Angus. Mm-hmm. Dar nu e cea mai genială chestie, sincer. Nu e grasă, deci e nașpa. Mie îmi place așa să fie gras, frate, să fie 200.000 de calorii pe mușcătură. O idee e cam uscată carnea, dar sosul nu e mult. E suficient cât să țină rucola aia lipită acolo. I-au făcut-o ca timbru, de nu se mai dezlipește. Și probabil brânza ar fi trebuit să servească pe post de chestie moale. Să facă sandwich-ul ăsta mai ușor de mâncat. Dar numai mie mi se pare că e o combinație ciudată de carne de vită cu brânză de asta care e mozzarella, cred. Nu, e ce Dumnezeu este, mă? E moale și zici că e mozzarella. Dar am eu o bănuială că nu ziceau că e cheddar. Asta nu e cheddar niciodată în viața asta. Nu, e mozzarella, frate meu, nu, am înnebunit și eu. Uh-huh. Da, mă, e niște mozzarella aici. N-are cum să fie altceva, este efectiv mega alb, oameni buni. Și fără gust puternic. Mozzarella care, de obicei, este găsită pe pizza, lângă carnea de vită și mai este și în crustă. Nu, a mie se pare că e o combinație ciudată. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Era atât de multă rucola la mijloc acolo. Pentru secundă am crezut că are gust de hrean. Da, nu mă sparge. Bă, mâncar carnea de vită e carne de vită, dar nu. Pe total, vom pune tot sandwich-ul la loc și, sincer, măcar ăla de porc n-avea foarte, foarte multă brânză. Da, interesant. Interesant, dar parcă n-aș, da. Cât o fi ăsta de vită, probabil tot 21 de lei la fel ca cel de porc. Poate un pic mai scump, poate 22. Ce-mi place apa minerală. Auzisem că e nașpa pentru... pancreas sau ficat sau ceva, faptul că are acid carbonic, apa minerală, după care am văzut niște clipuri care ziceau că, vezi, doamne, dioxidul de carbon te ajută, de fapt, să respiri și alte chestii și e nevoie de carbon în organism și ci că apa minerală te ajută și la digestie. Deci, nu știu, știința este împărțită. Haideți să vedem ce am luat aici, mai bun, este o punguliță, iar la interior avem așa ceva. Ia uitați, sunt ca niște mici monede. Nu așa le zicea? Bacon jalapeno coins? What the freak is this, dude? Deci aici este ceva interesant, nu prea-mi dau seama ce, dar pare să fie brânză. Și pare să fie o brânză de aia galbenă, cum e cheddar-ul. Da. Cheddar cu gust de bacon și un pic de aromă de jalapeno. Dar nu sunt iuți. Mă așteptam să fie puțin iuți, dar doar aroma de ardei. Dacă erau spicy asta, erau interesante, dar nu știu ce să zic. Nu prea mă dă pe spate neapărat pe brânza asta. Aroma ei nu e... Era să-mi dau cartofii pe jos, doamne! Bine că ai avut milă de mine, sărumâna. Cartofiorii mergi la mec. Sunt patru
de-astea micuțe și da, e interesant așa, dar parcă nu prea. Parcă nu prea aș mai încerca nici de-astea. Oh well. Mai avem ceva care, bă, n-are cum să nu-mi placă oameni buni. Este o plăcintă. Mamă, e neagră. Ce Dumnezeu se întâmplă aici? E neagră cu mov. Care arată cam așa. Și a fost prăjită până când a murit. Mă rog, n-ar avea cum să moară, pentru că este o plăcintă, dar... Ah, ce miros frumos de ulei. Hai să vedem. Ah. Ok, e cu ceva budincă. Și are ceva de vișine înăuntru. Da, parcă de vișine era, nu? Budinca de la interior e bună. Deci, asta albă de aici e chiar faină. Sosul ăsta de fructe nu mă sparge. Și sincer, dacă n-aș ști ce e, încercând să-i ghicesc gustul, nu mi-aș da seama. E o chestie dulce, așa, între cireașă, vișină, dar e obscur. Chiar obscur. Ping din viitor aici, să știți că această plăcintă era cu afine, nu cu vișine sau cireșe, deci practic sunt ultimul terminat. Mă zic că gustul e foarte ok. Sincer, zici că mănânci o furnetă cu foarte multă cremă la interior, care a fost prăjită în ulei. Nu pusă la cuptor. Asta e ok. N-am de ce să mă plâng. Mi s-a părut ok. Aș fi vrut să zic asta despre celelalte chestii, dar hai să vedem pentru ce am plătit eu 45 de lei. Pentru ce am plătit eu 45 de lei, sunt chiar foarte curios. I-am zis doamnei de la Mac să-mi dea una la întâmplare și mi-a dat-o pasta cu galben. A zis că asta e cea mai frumoasă. Cana cu galben. Păi, sincer, forma îmi place. Deci e mare. Arată cam așa, de la apropiere. Ăsta este design-ul, oameni buni. Eu zic că este destul de făinuț. E ceva clădire acolo, pe partea aia, iar pe cealaltă parte tot o clădire. E un iepure și sunt niște oameni care se dau cu niște colace. Vă zici că sunt colace de salvare de apă, dar se dau cu ele pe zăpadă. Drăguț, cu galben. Galbenul e și o culoare foarte frumoasă. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este culoarea voastră preferată, dar... 45 de lei, bă, sunteți McDonald's, măcar cu astea să nu fi făcut profit, ești nebun, că 45 de lei pentru o cană, cam multișor, chiar mi se pare multișor. Măcar e faină, măcar este faină, carnea de vită, lasă de dorit, măcar la cartofi nu poate să dea greș, nu-i așa? E bine, pe total sunt cel mai mulțumit de cana asta faină, pe care nu trebuia să o spăl înainte să o folosesc. Ce e acolo negru pe fundul cănii? Ah, ok, era doar murdară, nu are defect din fabrică, că deja mă supăram pentru 45 de lei, ești nebun. Wow, tot locul ăsta este efectiv un dezastru ordinar. Nu uitați să apăsați butonul de like și o să ne revedem pe data viitoare.